primul rând, mulțumesc foarte mult că ați dat curs invitației noastre, mă refer la presă și la toți cei care ne urmăresc, înțeleg că avem un eveniment și online. Și pentru prima dată, aflându-ne în acest an 2024 în sediul PNL Vrancea, permiteți-mi să urez și eu un calitate de președinte al PNL Vrancea tuturor celor care ne urmăresc, care ne simpatizează, un sincer la mulți ani, să avem un an plin de reușite, de împliniri. Alături de mine este și domnul Nicu Tănase, care este președintele PNL Focșan și, bineînțeles, un invitat pe care o să-l prezentăm exact așa cum se cuvine. Noi astăzi, începând de astăzi, declanșăm, putem spune, demarăm o campanie referitor la nivelul județului Vrancea, care se numește Oameni de Ispravă. Nu trebuie să ne ascundem, în acest an 2024 vom avea câteva rânduri de alegeri, alegeri care sunt extrem de importante la nivelul județului și la nivel național. De aceea considerăm că Partidul Național Liberal Vrancea are datoria de a găsi și de a promova oameni de ispravă pentru tot ceea ce înseamnă administrația publică locală și, bineînțeles, centrală. Suntem astăzi în situația în care vom discuta despre Focșani. Începem cu municipiul Focșani și am deosebită plăcere să avem astăzi alături de noi un antreprenor de succes, un om care cu siguranță are cuvintele la dumnealui și sigur se va prezenta mult mai bine decât o pot face eu, care, începând de astăzi, dorește să se alipească, să zicem, să intre în această echipă a PNL Focșani, respectiv PNL Vrancea. Nu vă ascundem că discuțiile cu domnia sa au fost de foarte mult timp, de-a lungul anului trecut. Intenția dumnealui este clară, este de a se implica în ceea ce înseamnă viața acestui frumos municipiu, care, din păcate, la momentul acesta, după cum se poate observa, sunt foarte multe neajunsuri, sunt foarte multe nemulțumiri, toate acestea concretizându-se în ceea ce dorește domnia sa, mă refer aici la invitatul nostru și anume domnul Valentin Resmeriță, să inițieze un proiect în așa fel încât prin Partidul Național Liberal, prin tot ceea ce înseamnă principii liberale, administrație liberală, modele de succes din administrația liberală, atât la nivel județean cât și național, să dăm sau să redăm Focșaniului farmecul de altă dată. Să nu uităm că Focșanul este un oraș care a dat foarte multe persoane importante și în același timp are și locuri minunate. Nu o să stau să vorbesc acum despre ceea ce înseamnă Focșani, doar vreau să vă spun și suntem aici în fața dumneavoastră în situația în care avem oportunitatea de a vă prezenta alături de noi, începând de astăzi, cum vă spuneam, un om care își dorește să facă parte din Partidul Național Liberal pentru un proiect care se numește, și îi dau cuvântul domnului Valentin Smeriță pentru a ne spune cât mai multe date. Eu vă mulțumesc și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru toate detaliile. Vă rog, bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru primirea călduroasă. Țin să vă urez la mulți ani, un an nou, cu sănătate și împliniri, vă doresc la toată lumea. Mulțumesc în primul rând presei pentru efortul pe care l-au făcut de a fi prezente astăzi aici. Vreau să mulțumesc de asemenea președintelui PNL pentru chemarea pe care mi-a adresat-o. Vreau să mulțumesc membrilor și simpatizanților PNL care își doresc să mă aibă în mijlocul lor. Precizez că intenția este reciprocă și de partea mea. În calitate de membru al acestei echipe, cel mai mult îmi doresc să punem bazele unei administrații în orașul Focșani care să schimbe cumva direcția pe care a luat-o. De asemenea, mi-aș dori foarte mult să se schimbe puțin mentalitatea celor din administrația locală,
să reușim să fim parteneri cu cetățenii, în sensul că aceștia trebuie să atrași în atrași de parteneri în proiectele pe care dorim să le implementăm. Iar aceste proiecte pe care dorim să le implementăm, cel puțin în viziunea mea, doresc să nu fie doar construcții de clădiri și trotuare, doresc să fie și o relație între administrație și cetățeni, o administrație, o relație de parteneriat, în care cetățenii să fie tot timpul inclusivi, să fie atrași în ceea ce se întâmplă în orașul Focșani. Până acum mi-am petrecut peste jumătate din viață dedicându-mă afacerilor. Am reușit până în momentul de față să clădesc afaceri de succes, să le construiesc de la zero. Lucrul acesta a fost posibil prin muncă asiduă, prin perseverență și prin formarea unei echipe care să fie îndreptată către aceeași direcție cu mine. Mi-am dorit întotdeauna ca oamenii cu care lucrez să fie partenerii mei, nu subordonații mei. Acest lucru mi-aș dori să-l implementez și în administrația Focșanului. Pe de o parte, funcționarii din administrație îmi doresc să fie parteneri ai mei și nu în ultimul rând la dispoziția cetățeanului, plătitor de taxe și impozite. De asemenea, așa cum am procedat întotdeauna și în afaceri, voi încerca să transfer din aceste experiențe sau abilități, voi încerca să transfer către administrație, să identificăm soluții de de implementare a unor proiecte, pentru că nu toate proiectele care sunt implementate în diferite orașe se potrivesc și orașului nostru. Pot să dau așa exemplu ca să fiu mai clar. Mă gândesc că orașul Focșani, care are aproape 70.000 de locuitori, parcă 67.000 de locuitori, mă gândesc eu, nu? Nu se potrivește Focșaniu cu Cluj, unde mediul de afaceri, puterea economică este foarte mare, foarte puternică față de Focșani, care în general ocupă ultimul loc, penultimul loc la dezvoltare economică. Lucrul acesta s-a întâmplat datorită politicii greșite pe care au avut-o cei care au administrat Focșani până acum. De 24 de ani la Focșani există o singură idee pe care se merge. O singură idee a unui singur om. N-aș vrea să pronunț nume, dar cu toții înțelegem la ce ne referim. 16 ani a fost un primar care nu a făcut mare lucru decât ceea ce i s-a spus sau i s-a permis și în continuare se întâmplă aceleași lucruri. M-aș gândi că lucrul acesta se poate schimba printr-o administrație coerentă și alegând bine oamenii care participă la astfel de proiecte. De asemenea, mă gândesc că focșănenii
ar trebui să participe la deciziile care se iau, deciziile importante care se iau în acest oraș. Prin decizii importante, înțelegând aspecte care modifică structura inițială a orașului. Cetățenii trebuie să întrebați dacă vor lucrurile acelea. Nu doresc altceva decât să fiu primarul acestui oraș și să pot îndrepta ce mai este de îndreptat, având susținerea totală a președintelui Consiliului Județean, doresc să schimb acea mentalitate bazată pe scuze când nu se împlinește și să-mi aduc pe toți cei care sunt în structurile de administrație, să-mi aduc de parteneri în toată munca mea ce urmează a fi de aici încolo. Eu vă mulțumesc pentru atenție și spun așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne ajută, mulțumesc foarte mult. Vreau doar să fac câteva completări înainte de a-l invita și pe colegul nostru Nicu Tănase, președintele PNL Focșani, să adreseze câteva cuvinte. Să vă spunem în mod deschis tuturor celor care ne ascultă, ne privesc, ne urmăresc, că începem o construcție extrem de importantă pentru municipiul Focșani, construcție în jurul căruia și ne-ar bucura foarte mult, ne-ar onora să vină alături cât mai mulți oameni de dreapta. Din toate cercetările noastre, din toate rezultatele de-a lungul timpului, ne-am dat seama că oamenii de dreapta în Focșani sunt mai mulți decât cei de stânga. Nu intrăm într-o politică a jignirilor, într-o politică a șantajului sau alte minuni, cum practică unii, suntem deschiși dialogului și, repet, începând de astăzi, această construcție ia naștere, în așa fel încât, alături de noi, să vină toți cei care doresc și care cred în ceea ce înseamnă Focșani, în ceea ce înseamnă un oraș deschis, până la urma urmei, parteneriatului. Într-adevăr, Valentin, pentru că ne permitem să zicem să fim deschiși și apropiați, a subliniat extrem de bine. Fără parteneriat, fără a pune cetățeanul în prim plan, nu reușim în administrație nimic. De aceea, încă o dată, tuturor celor care se regăsesc în această idee, în această viziune pe care o oferim noi, PNL Vrancea și PNL Focșani, sunt bineveniți, suntem deschiși acestui parteneriat. Nicu? Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, stimați focșăneni, stimați jurnaliști. Am intrat într-un nou an, un nou an care, după cum știe toată lumea, va fi un an super electoral, cu 4 rânduri de alegeri. Vom începe cu alegerile din 9 iunie, alegerile europarlamentare, vor urma alegerile locale, prezidențiale și apoi parlamentare. Cu această ocazie, toate partidele se pregătesc pentru acest an foarte dificil pentru democrația românească. Fără alegeri nu se poate să avem o democrație autentică. Prin urmare, domnul președinte Cătălin Toma deja a început un set de negocieri în urma negocierilor cu domnul Valentin Resmeriță. Domnul Răzmeriță și-a declarat intenția de a candida din partea Partidului Național Liberal la funcția de primar al municipiului Focșani. Suntem, în momentul de față, suntem într-o perioadă de a ne cunoaște. Domnul Răzmeriță deja a început să facă cunoștință cu organizația municipală. După cum știți, organizația municipală Focșani, PNL Focșani, este
a fost și eu cred că este în continuare cea mai puternică organizație politică de municipiul Focșani. Și tocmai datorită acestui lucru, noi suntem deciși în a ne impune un primar pentru municipiul Focșani. Nu a fost posibil până acum, din vari motive, dar acum cred că o să vină momentul așteptat de toată lumea și cred că ne vom impune. Îl felicit pe domnul președinte Cătălin Toma că a avut o idee foarte bună în a hotărâ candidatura la municipiul Focșani din partea PNL și eu altceva nu pot să zic decât să-i urez mult succes domnului Valentin Rezmeriță și municipiul Focșani cu siguranță va trăi alte momente dincolo de cele trăite de până acum. Vă mulțumesc! Chiar astăzi este, din ce am înțeles, este ziua lui Mulțumesc, ziua internațională, așa că era foarte bine și chiar ar trebui să folosim mai des acest cuvânt Mulțumesc, inclusiv eu, în calitate de președinte al Consiliului Județean Vrancea, pentru voturile pe care le-am obținut de la focșăneni și de la vrânceni și de aceea chiar termin această pledoarie prin a spune un sincer mulțumesc tuturor, inclusiv presei prezente și care de fiecare dată a fost alături de ceea ce înseamnă a scoate adevărul la iveală. Dacă din rândul dumneavoastră sunt întrebări, cu mare drag. Aș vrea să vă întreb dacă cumva domnul Rădmuriț a spus, dar dumneavoastră, domnul Valentin Rezmeriță, este candidatul PNR pentru funcția de primar al municipiului Focșani sau mai vedem? Păi, mai vedem, vă dați seama dacă este aici prezent, este deja, știți cum e, a intrat în casa noastră, acum ce să facem? Din interiorul organizației PNL Focșani nu a fost nimeni vrednic de atenția asta? Cu siguranță. Adică nu s-a făcut o, cu siguranță, un sondaj sau s-a făcut un sondaj și s-a ajuns la concluzia că trebuie să vină un outsider? Cu siguranță, cu siguranță, orice membru al Partidului Național Liberal poate fi candidat, poate accede într-o funcție publică, după cum bine știți, Partidul Național Liberal a susținut, a promovat oameni care, uite, inclusiv eu, sunt un fost primar care a ajuns președinte de Consiliul Județean, tot prin meritul și munca echipei PNL. Pe de altă parte, permiteți-mi să vă spun că, da, am făcut anumite cercetări, am verificat, vă dați seama, suntem un partid care își dorește să câștige și să meargă în ceea ce înseamnă acest proiect de dezvoltare. Până la câștigat ne gândim totuși la comunitatea pe care o reprezentăm. Aici mă refer la Focșani. Focșani înseamnă crema, dacă putem spune, etalonul acestui județ și trebuie să fim foarte atenți. De aceea am considerat și din discuțiile pe care le-am avut, ne-am dat seama că trebuie o persoană care să vină încă din afară, să fie din ceea ce înseamnă comunitatea din Focșani, în așa fel încât să, în jurul dumnealui, să putem construi, în jurul acestei persoane, drept dovadă este aici alături de noi, să putem construi un proiect care să adune toate forțele și toate, cum să spun, organizațiile care cred în dreapta. Deci nu e o chestie doar de electoratul PNL. Gândiți-vă că un primar sau un președinte de Consiliu Județean fiind alegerii nominale, se adresează tuturor și poți să ai plăcerea să fii susținut inclusiv din tabăra adversă de anumite persoane. Pentru asta noi trebuie, adversă mă refer politic, trebuie să găsim persoana care să adune și să poată oferi toată această șansă. Și considerăm la momentul acesta că prin organizația pe care o avem extrem de puternică la PNL Focșani, prin experiența, prin maturitatea oamenilor pe care ne bazăm, domnul Valentin Rezmeriță, împreună cu tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri și tot ceea ce înseamnă modelul de succes pe care îl reprezintă, putem genera acest obiectiv, și anume câștigarea primăriei Focșani. Vreau să întreb pentru domnul Rezmeriță, cum s-a decis să candideze la primăria Focșani? Adică de ce nu în 2016, de exemplu? Sau 20-20? Da. La felul de Ion. Adică aici s-a umplut paharul sau
cu toții vedem cum arată Focșani, nu mai trebuie să-l pictăm în cuvinte, că nu mai avem ce picta. Adică v-a ajuns, cum v-ați hotărât? Ce v-a determinat? N-a fost greu. O parte de răspuns l-ați dat dumneavoastră. La ultimele, am mai spus și cu altă ocazie, dar pentru că mi-ați adresat întrebarea, formulez răspunsul complet. La ultimele trei alegeri, de fiecare dată, cu jumătate de an, un an înainte, am avut această purtare din partea celor care erau la momentul de față la vârful Partidului Național Liberal. Nu am dorit niciodată să mă implic în politică. Chiar nu am dorit lucrul acesta. Și din acest motiv, la prima parte a întrebării dumneavoastră, acesta este răspunsul meu. Nu am dorit să mă implic în politică, am considerat că nu sunt nimerit pentru astfel de lucru. A doua parte a întrebării dumneavoastră, de ce acum? Dumneavoastră a dat răspunsul, da, așa este. Observați încotro se îndreaptă orașul, observați cum arată orașul. Eu mi-am petrecut peste jumătate de viață muncind aici, în acest oraș. Toată munca mea, eu am investit-o aici, nu în altă parte, aici. Eu n-am cum să-mi iau munca, nu am cum să-mi iau fabrica, nu am cum să-mi iau tot ce am construit în orașul Focșani și să plec, niciodată. Copiii mei se vor întoarce aici, sunt la studii, aici se vor întoarce, familia mea aici va fi, pentru că eu aici le-am înfipt rădăcinile. Și din acest motiv m-am decis să încerc să pun numărul, pentru că eu consider că orașul Focșani merită să îi se redea ștaiful de altă dată. Ați vorbit de proiecte și nu numai de borduri și de clădiri, după cum, ca să vă citez. Da. Aveți ceva, aveți un proiect la care v-ați gândit sau există o prioritate zero pentru Focșani în viziunea noastră, gen, domne, nu știu, dau un exemplu, străzile nu mai sunt încăpătoare pentru câte mașini sunt, nu știu. Bine, dumneavoastră aveți posibilitatea să vă luați elicopter, deci nu e nicio problemă. Dar aveți o prioritate zero. Ce vă deranjează cel mai mult vis-a-vis de orașul Focșani? Dacă e vorba de infrastructură, dacă e vorba de altceva? Mă deranjează aceleași lucruri care, în mod sigur, vă deranjează și pe dumneavoastră, privind așa cum arată orașul Focșani. În schimb, ce mă deranjează cel mai mult pe mine este o altă profunzime a lucrurilor. Mă deranjează modul în care se face administrație în orașul Focșani. Mă deranjează faptul că noi cu toții, unii mai mult, alții mai puțin, plătim taxe și impozite locale, iar acești bani sunt aruncați pur și simplu. Nu sunt utilizați în mod eficient. Am mai dat exemple de genul acesta. Dacă faci anul acesta niște lucrări și peste 2 ani de zile te gândești să faci altfel de lucrări peste ele, iar cele pe care le-ai făcut în urmă cu 2 ani le desființezi, înseamnă că ai aruncat banii aia. Nu cred că vreunul dintre noi s-a gândit să investească în ceva astăzi și peste 2 ani de zile, cum ar fi o casă, cum ar fi, nu știu, o mașină, să o distrugă. Așa s-a întâmplat. Așa se întâmplă în orașul Focșani. Astăzi se face ceva, peste o oarece perioadă de timp, se distruge ce s-a făcut azi și nu mai ține cont nimeni de banii aia care s-au aruncat. Deci spuneam, pe mine mă interesează ceva mult mai profund. Este vorba despre modul în care oamenii sunt atrași în echipă să facă administrație. Și când spun oamenii, mă refer la cei care lucrează în administrație. Oamenii aceia trebuie să aibă un conducător cu viziune.
și să le spună care este direcția și ce dorește să se întâmple, unde trebuie să ajungă. Dacă astăzi punem popice și mâine le scoatem, ăia de asemenea sunt bani aruncați. Mie nu-mi place. Dumneavoastră vă place? Nu. Aveți un exemplu de edil care în viziunea noastră e satisfăcător? Da. Vă place un primar anume? Nu doar unul, mai mulți. Mai mulți primari îmi plac. Și cu părere de rău o spun, acei primari care îmi plac, din întâmplare sunt primari de dreapta. De ce o spun cu părere de rău? Pentru că dacă s-ar fi întâmplat și la noi aceleași lucruri care se întâmplă la Cluj, care se întâmplă la Timișoara, care se întâmplă la Arad și sunt, exemplele pot curge la infinit aproape, aș fi avut o misiune foarte ușoară. Mi-aș fi văzut de treaba mea de până acum. Focșanul este în rândul Vasluiului, Botoșanului, Giurgiu. Mai doriți, mai spun. Da, bine, anvergura orașelor pe care le-ați menționat e cu totul alta. Cluj, Timișoara, sunt alte. Cu întregi munții, altceva. Dar de ce? Focșanul e oraș mic. Pentru că așa e mentalitatea. Aici noi punem întrebări. Da, mă iertați. După aia puteți mă întrebări. Eu sunt orașe mari. Sunt orașe care sunt în vest, sunt orașe unde mentalitatea este cu totul alta. Aveți în zona de dincoace de Carpați vreo un oraș, un primar care vă place? Păi mă interesează, chiar vreau să știu dacă ai identificat. Am spus, am dat exemple de primari care... Și am terminat. Da. Ce se aude cu parcul industrial? Că până la urmă, cred că ăsta... Despre parcul... Da, despre parcul industrial. Vreau să vă spun câteva lucruri. Și nu am pretenția că sunt în cunoștință de cauză, în sensul că știu exact ce s-a intenționat până acum și în ce stadiu se, în ce stadiu se află în momentul de față. Eu vreau să vă spun cum văd eu lucrurile. Orașul Focșani nu a reușit să atragă investiții. Noi nu avem firme mari în orașul Focșani, cu indulgență sunt 7, poate 8, habar n-am. Dar dacă nu mă înșel, în tot județul sunt 7 sau 8. În orașul Focșani nu cred că sunt 3 firme mari. Firmele mari sunt generatoare de taxe și impozite foarte mari. Nu s-a dorit, nu s-a putut, nu s-a știut, nu i-a dus capul, habar n-am. Dar numai pe bănuții aia pe care îi plătește cetățeanul de rând, pe impozitul la apartament și pe impozitul la o mașinuță, nu se adună bani să se poată dezvolta orașul. Parcul industrial este cel care pune la dispoziția investitorilor infrastructură. În momentul de față, pentru un investitor, infrastructura este cea mai mare problemă atunci când dorește să își plaseze o afacere. Prin infrastructură, înțelegând, bineînțeles, terenul pe care se amplasează investiția, bineînțeles, căile de acces, bineînțeles, utilitățile, toate acestea sunt consumatoare, în primul rând, de energie, multă energie. Durează câte 3-4 ani uneori ca să poți face toate aceste utilități ca o investiție să funcționeze. Treaba aceasta se rezolvă prin acele parcuri industriale în care autoritățile trebuie să pună terenurile la dispoziție, să creeze infrastructura necesară, căi de acces, lumină, gaz, apă, canalizare, în care oamenii, investitorii, firmele puternice să vină să investească. Sunt și anumite scutiri de taxe locale pentru firmele care
investesc în parcurile industriale. Și care angajează forță umană din... Nu mai vorbesc ce generează un parc industrial pe lângă toate aceste lucruri, ce poate să genereze locuri de muncă, atrage forță de muncă din alte zone, oamenii aia trebuie să consume, trebuie să locuiască, se repopulează. Un parc industrial este capabil să repopuleze o zonă. Da. Aici vreau să-l completez, este da, și, tehnic, este și intenția, bănesc că vă referiați și la parcul industrial pe care construiți Țeam Vrancea. Da, suntem în, exact ce spunea, suntem la stadiu de utilități, deci noi la momentul acesta avem titlul de parc, pentru că a durat foarte mult. Eu de când am preluat acest mandat și iată că sunt 3 ani, urmează al 4-lea, inițial, Consiliul Județean Vrancea avea un alt teren și slavă Domnului că nu s-a demarat acolo, este exact unde e autostrada acum și bine că se face această autostradă și vă dați seama ce înseamnă să ai și o autostradă acum care va aduce și va genera posibilitatea, mobilitatea mult mai ușoară. Noi am achiziționat terenul, am preluat terenul prin bunăvoința UAT Garoafa și aici chiar am găsit înțelegere. Spre Tișița, pe partea stângă, cum ne ducem spre Tișița, este suprafața care este pusă la dispoziția și se află în demersuri avansate. În ce sens spun avansate? În sensul în care v-am spus, avem prin minister și tot ceea ce înseamnă birocrația aceasta românească și titlul de parc. Din momentul acesta, pregătim acum în februarie, se va depune pe POR, o finanțare strict pentru parcuri industriale, undeva la 10 milioane de euro și suntem în măsura în care să demarăm pur și simplu atragerea, aducerea utilităților și aici ne referim la energia electrică care ne costă cel mai mult. Gazul este, am ales și terenul în așa fel încât să nu avem chiar așa mult de plătit, dar totuși există plăți. Gazul, conducta de gaz magistrala trece chiar pe lângă, calea ferată este chiar acolo. Deci va fi într-adevăr și un sens giratoriu care presupune la fel, deja suntem în, am obținut avizul de la CNAIR pentru sensul giratoriu care va fi amplasat chiar la Tișiță, în apropiere de Tișița. Toate aceste lucruri se vor întâmpla, după cum am spus și de când am preluat mandatul, nu într-un an, doi. Parcul industrial înseamnă investiție pe termen lung. Și dacă mă întrebați pe mine, noi beneficiile acestui parc le vom vedea undeva peste 5-6 ani cu adevărat, pentru că este vorba despre tot ceea ce înseamnă utilitate, tot ceea ce înseamnă atragerea de investitori care să se așeze aici. Ținem cont și de aspectul politic și contextul internațional, să nu uităm că avem și un război în apropiere, un război care se va finaliza și care va necesita foarte multe nevoi în sensul de reconstruire, ceea ce pentru noi va fi foarte bine de a oferi acest teren, să-l avem gata, pregătit. Deci, intenția este, după cum bine v-am spus, de a avea cât mai repede și situația de a scoate la licitație, concesiune, de fapt, la concesiune aceste terenuri pentru a fi investiții. Nu vă ascundem că sunt și ambasade care au fost interesate și sunt interesate, ne s-au transmis în semn de prietenie, dacă suntem dispuși să le punem teren, care e situația, adică sunt și aceste lucruri. Chiar dacă mulți nu știu că se face acest parc, iată că alte entități sunt în cunoștință de cauză și doresc să intre în contact cu noi tocmai pentru a pune acest teren la dispoziție. Repet, nu se vinde terenul, este concesiune. Au mai fost discuții că vindem teren. Nu vindem niciun teren, punem în concesiune. Ambasadele fiind intermediare între firmele străine? De regulă, protocolar vorbind, există acești atașați care sunt pe lângă fiecare ambasadă și care cunosc și se interesează de tot ceea ce înseamnă poziția geografică și tot ceea ce înseamnă partea asta economică, forța de muncă. Și sunt interesate anumite ambasade, ne-au transmis intenția, mai multe detalii, ne-au solicitat detalii, ca să mă opresc la acest nivel de comunicare. Deci, lucrurile, vă dați seama, asta, județul ăsta, exact ce spune și Valentin, 24 de ani, știm foarte bine. Este greu numai să reîncălzești, dar aminte să reconstruiești. Și atunci, de aceea dorim și fac apel încă o dată la toți cei care doresc binele acestui județ, acestui oraș,
să aibă încredere că această campanie pe care o demarăm astăzi cu oameni de ispravă nu se referă doar la a face poze și a face niște, a obține niște like-uri, ci de a demara proiecte serioase prin oameni care au confirmat de-a lungul timpului și care, iată, astăzi încearcă să-și întoarcă din experiență, din ceea ce înseamnă maturitate, în bunul mers al acestui minunat, trebuie să recunoaștem, Focșani. Focșani acasă, nu? Ca acasă, peste tot. Da, vă rog. Care este situația din Consiliul Local Focșani din ultima perioadă? După alegerile locale din 2020, a fost o opoziție activă la proiectele primarului PSD. În ultima perioadă nu se mai întâmplă acest lucru și există informații că ați ajuns la o anumită înțelegere, proiecte susținute în Consiliul Local și liniște la Consiliul Județean, să spunem așa. Au circulat informații și cu chestia asta. Într-adevăr, informații circulă și vor circula cât există vorba. A face opoziție nu înseamnă a fi contra dezvoltării și a accesării. Este total inuman, până la urma urmei, să fii contra a ceva doar că nu-ți place de figura cuiva. Și atunci, mentalitatea noastră este următoare și ideea este în felul următor. Nu fii contra, fii pentru a atrage fonduri, dar nu putem să nu observăm că implementarea acestor fonduri este defectuoasă și dezastruoasă. Faptul că am fi fost împotrivă să nu acceseze fonduri, nu cred că era un merit sau o valoare, un principiu liberal. Faptul că suntem pentru a atrage fonduri, iar capacitatea administrativă a primăriei nu a fost la nivelul așteptărilor, e cu totul altceva. Și de aceea considerăm că, prin toată bunăvoința pe care o am avut-o în calitate de majoritate în Consiliul Local, iată că, de fapt, nu ni s-a întors la nivelul așteptărilor. Ce se întâmplă astăzi în Focșani, cu tot felul de blocaje, cu toate nebuniile, cu toate legendele, am ajuns să fim tot felul subiect de bancuri și tot felul de nebunii, astea să știți că nu ne onorează, dar asta ne obligă pe noi, Partidul Național Liberal, împreună cu toți cei care sunt de dreapta, să găsim omul și echipa care să genereze, până la urma urmei, reabilitarea din punct de vedere moral, am putea spune, a Focșanului. De aceea și salut încă o dată prezența colegului nostru, Valentin, și împreună cu echipa de la Focșani, cu echipa județeană, sunt convins că ne putem vedea și peste un an și peste doi și să arătăm că lucrurile merg. Cu oameni de ispravă, întotdeauna să știți că și comunitățile vor fi pe măsura ispravei. Vă rog. Continuând întrebarea colegului meu, aș vrea să vă întreb, la nivel central, PNL și PSD sunt în alianță. Nu sunt în alianță. La guvernare vă opresc, îmi cer scuze că fac așa ceva, dar după cum bine știți, la Sinaia recent a fost efectiv lansat. Noi facem parte dintr-un partid cu o istorie, iată, sunt numai la Vrancea și vă invit de pe acum, pe 24 ianuarie, să participați la evenimentul pe care îl organizăm, și anume 144 de ani de liberalism, filiala Vrancea PNL împlinește 144 de ani. Avem istorie, avem oameni de valoare, mă gândesc numai la Nicolae Săvianu, la tot ce a făcut acel om pentru acest oraș și pentru acest județ. Iar în ceea ce spuneți dumneavoastră despre alianță, nu este nicio alianță, prin noi înșine. Noi așa am câștigat și vreau și țin să remarc acest lucru. Aduceți-vă aminte că în 2020 PNL Vrancea nu a racolat niciun primar de la PSD, am câștigat prin ceea ce am propus, printr-un proiect clar, prin felul nostru de a fi și prin dorința oamenilor de a avea un județ deschis. Noi zicem că l-am deschis, dar vrem să-l deschidem și la Focșani. Și vis-a-vis de candidatura la primărie, și aș vrea să vă întreb câți dintre actualii consilieri locali se vor regăsi pe listă? Atâția cât se vor implica. După muncă și răsplată, că dacă toți suntem de ispravă. Domnule Smerit, a primit vreo funcție în partid sau deocamdată e... Credeți că duce lipsă de funcții? O întreb, mă refer la nivel decizional. Domnul Resmeriț a fost... Nu mă interesează. Da, sunt convins. Dar la nivel decizional... Este foarte bună întrebarea. Domnul Resmeriț, să știți că din momentul când am avut discuțiile de a intra în Partidul Național Liberal, primul lucru asta a fost. Nu vin să iau funcția, și aici confirmă și Nicu, nu vin să iau președinte de organizație, scară de bloc sau alte minuni.
nu că nu respectă aceste lucruri, nu că nu respectă ierarhia. Dumnealui este dispus la momentul acesta, pentru că are și o firmă în care este acționar unic, nu? Și chiar îmi spunea, acum când veneam spre sediu, îmi spunea că dacă ai ști câte telefoane am de la firmă, că nu mai răspund în același mod cum răspundeam până acum. Dar asta înseamnă că vrea să se dedice în ceea ce înseamnă această construcție, în care eu sincer cred și în care sunt convins că și cei care ne ascultă sau ne privesc pot da o mână de ajutor. Și pentru asta noi așteptăm. Deci pentru domnul Răzmeriță mai am o întrebare. Până la începutul campaniei electorale pentru locale mai sunt cam 7 luni, până la alegerile locale mai sunt cam 8 luni, conform calendarului actual. În această perioadă se vor întâmpla și vor apărea mai multe lucruri neplăcute, ca să fiu eufemistic. Sunteți dispus să mergeți până la capăt, indiferent ce probleme vor apărea pe parcurs? V-ați luat o marjă în care ați putea să renunțați la această intenție de a candida la primăria Focșani, nu știu, poate înainte de alegerile europarlamentare, poate imediat după. Depinde și de scorul partidului și de alte evoluții, atât în plan național cât și local. Dacă mă puteți ajuta la ce vă gândiți că s-ar putea întâmpla? Spre exemplu. În politică se pot întâmpla multe, așa cum spuneți dumneavoastră că nu ați mai avut tentative sau, mă rog, discuții, nu, n-am ca, avut să mai, discuții ca să mai intrați așa plus mai pasă. Mulți ani. Politica e altceva decât o afacere, totuși. Da. Sunt de acord că așa este. Politica este altceva decât o afacere. Când am spus că la ultimele 3 alegeri am avut propuneri și am zis că nu m-a interesat, deci nu m-a interesat, nu a existat o discuție în sensul acesta. De data aceasta au avut loc astfel de discuții. De regulă nu dau înapoi când bat palma, niciodată. Nu știu ce ar putea să se întâmple. Să mă aresteze și să mă țină închis, nu știu. Dar nu cred că pot fi lucruri care m-ar putea determina să dau înapoi, doar dacă nu voi obține sprijinul total al Partidului Național Liberal. Ceea ce nu-i cazul. Ceea ce nu-i cazul. Da? Ce se întâmplă dacă se ajunge totuși la o posibilitate de a fi candidați comuni la alegerile locale, să fie totuși o alianță între PNL și PSD în situația asta și... La momentul acesta, permiteți-mi să răspund, știți cum e, de scenarii, ce se întâmplă dacă drumul de sare, ce se întâmplă, ce se întâmplă. Nu, este planul de a câștiga primăria Focșani și cred că suntem destul de maturi să vedem că lucrurile sunt într-o direcție bună în sensul acestei construcții pe care noi astăzi o lansăm și la care invităm pe toți cei care doresc să facă parte să vină. Iar în ceea ce privește scenarii de genul ce o să fie, ce o să fie, vă spunem la încă o dată. Așa cum se tot spune că această alianță, că a fost alianță PSD-PNL sau cum se spune, iată că la nivelul județului Vrancea nu s-a făcut această alianță așa cum și-ar fi dorit unii. Eu repet și insist pe acest lucru, să știți că din punctul meu de vedere eu nu mă lupt cu PSD-ul. Eu mă lupt la momentul acesta pentru proiectele pe care le am la nivelul Consiliului Județean Vrancea, pentru a dezvolta aceste comunități din care facem parte cu toții. Pentru că suntem poate și la vârsta și la maturitatea necesară, în așa fel încât să nu mai spunem că alții n-au făcut, ci să spunem ce putem face noi. Și dacă eu astăzi lansez apel către toți oamenii de dreapta, către toți oamenii de bine din acest minunat municipiu, să facă parte din această construcție și să reușim să avem o administrație corectă, transparentă și, de ce nu, să redăm farmecul Focșanului. Așa cum îl știu unii din cărți, așa cum îl știu unii din povești, eu sunt convins că acest Focșani are viitor atâta timp cât există și o administrație eficientă și cu oameni de isprav. Mai aveți case de recondiționat, e foarte frumoasă. Că din păcate nu mai sunt toate. Zamfirescu, care da. A fost dărâmată și altele și altele și Cuza Vodă era un muzeu. S-a trecut cu buldozerul peste. Mai sunt câteva case la nivelul județului Focșani. Din păcate Focșaniu a pierdut foarte mult dacă ne uităm din patrimoniul pe care l-a avut. Avem acum câteva clădiri într-adevăr reabilitate și terminate, Casa Alaș, Casa Tatovici, o să avem o surpriză plăcută și în Crâng, să știți, fostul Căprioara
este reabilitat complet și vom avea în perioada următoare și acolo vom deschide investiția pe care am făcut-o prin fonduri europene și aici aș vrea să insist foarte mult și poate să fac și o pauză să gândească toți. Domnilor, când ne uităm pe stradă, când mergem și ne uităm în curțile oamenilor, în viețile lor, poate cu aroganță spun acum, să ne gândim totuși că tot ceea ce se întâmplă în România se întâmplă datorită fondurilor europene. Și de aceea atrag un semnal de alarmă, să fim foarte atenți la ceea ce înseamnă viitorul acestei frumoase țări, care face parte din Europa și slavă Domnului că face parte din Uniunea Europeană, din Alianța NATO, pentru că tare mi-aș dori ca și copiii mei să se întoarcă, să rămână aici și să se ducă mai departe ceea ce până la urma urmei înaintașii noștri ne-au lăsat. Repet, aceste fonduri europene sunt cele care duc comunitățile noastre spre ceea ce vedem noi când mergem pe afară și când mergem pe afară să ne aducem aminte că erau situații când trebuia să stai doar 3 luni sau nu aveai posibilitatea să ieși din România, să ne aducem aminte cam cât de greu sau cei care nu au prins acele vremuri să citească pentru că există pe toate site-urile și pe toate cărțile și în toate cărțile, să ne gândim ce înseamnă o izolare a țării noastre din punct de vedere economic, din punct de vedere geografic. Ferească Dumnezeu de această situație și de aceea fac o dată, lansez acest apel către toți cei care sunt în situația în care să decidă la un moment dat, fie el și pe 9 iunie, să se gândească foarte bine la ce înseamnă jurul lor, la tot ceea ce înseamnă aceste fonduri europene, fără de care România n-ar fi fost așa cum este acum. Mai am o întrebare pentru domnul Tănase. Ce o să faceți în cazul în care, ce o să facă consilierii locali PNL în cazul în care li se va solicita să voteze un nou împrumut pentru infrastructura din Focșani? Păi eu din câte știu s-au dat împrumuturi cu 2-1 până acum. Pe care le-ați votat. Iar PNL-ul, în, exact cum a spus domnul președinte Toma, a vrut să fie pentru o construcție, pentru dezvoltare frumoasă în municipiul Focșani. Poate că s-a exagerat un pic, tot din dorința asta de a face lucruri bune în Focșani. Dar eu zic că e suficient cu împrumuturile. Asta ce înseamnă? Că domnul Misailă trebuie să ne aducă acum sapă de lemn, toți focșănenii? Păi plătim generații de generații, s-au dat la acum... Sapă de lemn eram acum 2 ani. Da, și acum suntem... Deci, eu nu cred că se va mai vota. Este părerea mea personală și știu că am vorbit și cu colegii de la consilieri care au spus că în niciun caz nu vor mai vota așa ceva. Pentru că i s-a dat bani suficienți, că el a cheltuit cum a cheltuit, nu știu. Păi și situația în care sunt cheltuiți și infrastructura rămâne așa, ce-i de făcut? Deci domnul Misail a spus așa, că până la sfârșitul anului 2023 va termina toate investițiile. De asta a și cerut împrumutul de 50 de milioane, 49 de milioane din primăvară, din vară. Și el trebuia să termine până la sfârșitul anului. N-a terminat. Asta nu se știe de ce. El trebuie să vină cu un raport în fața funcționerilor, în fața tuturor și să spună, domnule, nu s-a terminat pentru că. Și atunci... poate să aibă tupeu să mai ceară, dar trebuie să-i se și dea posibilitatea să mai ia alți bani. Nu e în regulă. E suficient că s-a împrumutat. Este adevărat că fără împrumuturi nu se poate face nimic. Orice societate dezvoltată mai ia și împrumuturi, dar la noi e un exces. Aș dori eu, dacă s-a încheiat, pentru domnul președinte, o precizare clară, așa, ca de final. Domnul Rezmeriță este membru PNL și candidatul PNL pentru primăria Focșani? Domnul Rezmeriță este în momentul acesta candidatul PNL la primăria Focșani. Domnul Rezmeriță? E, nu e sosia, nu, sosia forurile, sau... Votat în forurile interne sau... Este propunerea noastră pentru... Da, da, pentru că suntem un partid democrat. Dar că nu este membru de partid. Nu este membru de partid? Vă întreb, este și membru de partid. Domnul Rezmeriță este în calitate aici la noi de membru al echipei PNL Focșani. Mulțumim foarte mult și încă o dată cele bune să se adune, cele rele să se spele. Și eu mulțumesc.